Astăzi facem ciorbă de fasole cu ciolan afumat. De ce ingrediente avem nevoie pentru deosebita ciorbă de fasole cu ciolan afumat? În primul rând de fasole. Deci am cam 500-550 de grame de fasole și am lăsat-o peste noapte în apă rece să se umple. După cum vedeți, am ales o fasole cu bob mare. Așa, deci spuneam 500-550 de grame de fasole. Am un ciolan mare afumat pe care o să-l tai în două sau în trei, nu știu momentul ăsta, și o să-l pun la fiert. După aia îl porționez. Voi folosi un ardei, voi folosi doi morcovi, o rădăcină de păstârnac, două cepe mici și o să vedeți că o să pun și un cartof întreg la fiert pe care am să-l scot ulterior. Ajută să nu mai facem multe gaze la stomac. Bineînțeles, piper, sare, tarhon, le-am pus deja aici. O afumătură fără tarhon și fasolică fără tarhon nu se poate. Am și două linguri de oțet, vom completa după gust. Pătrunjel la final și bineînțeles un pasul 1, demisec. Va ieși o ciorbă deosebită. Bun, v-am prezentat ingredientele, dacă am uitat ceva o să vedem pe parcurs. Mod de lucru: punem fasolea la fier, o lăsăm să dea un clocot, după care aruncăm apa aceea și o punem într-o altă apă. Făcând acest lucru, nu mai facem gaze la stomac. Nu atât de multe. Vom face preparatul nostru pe foc de lemne. E păcat cât avem condiții să nu facem lucrul ăsta. Prin urmare, punem fasolea în tuci, o să o acoperim de apă. Suficientă și vom da drumul la foc. În momentul în care începe să dea în clocot, o să o strecurăm și o punem din nou la fier cu apă rece. Spuneam că lăsăm fasolea să dea într-un clocot. A dat într-un clocot. Arde. Apă rece. Fasolea scursă deja, dată într-o apă, o vom pune acum înapoi. Astfel scăpăm de gazele la stomac prin procedeul ăsta. Așa. Și de asemenea ciolanul, tăiat în bucăți mari, 4 bucăți mari, îl punem și pe el tot acum la fier. Pentru o oră nu facem altceva decât să punem foc. Lăsăm să fiarbă o oră, avem mare grijă să spumăm. Facem curat la locul de muncă și pregătim legumele. Temperatura este foarte ridicată, pasul 1 este absolut necesar. Cum vă spuneam, un demisec extraordinar. Mai punem ceva gheață. Pasul 1. Extraordinar. Da, mă duc să iau și curățătorul de legume. Gata. Am spus că punem și doi morcovi. Un cartof. Un ardei. Și avem mai și o bucată de țelină. Pasul 1. Foarte bun. Delicios. Pregătim legumele. Cartoful spuneam că îl vom lăsa mare. Îl tai doar în două. Rolul cartofului este de a diminua gazele care se formează în stomac în urma consumului excesiv de fasole. Nu putem să nu consumăm excesiv o fasole făcută de bucătar de weekend. Este extraordinar. Bun, legumele o să le tai pe toate cuburi mici.
Ciorba noastră fierbe de aproape o oră, am spumat-o, am lăsat-o la foc de lemne mic, mediu. E cazul să adăugăm legumele. Punem legumele tocate. Și punem și cartoful pe care vă spuneam. Ce frumos a fiert. Tot acum o să-i punem sare, piper, oțet. Bulion, așa cum știți, bulion făcut în casă. Punem 2-3 linguri. Sare, nu pun foarte multă, pentru că ciolanul a fost afumat și cu siguranță și sărat. Piper, tarhon, 2 linguri de oțet. Vom mai completa ulterior. Un praf de cimbru. Amestecăm. Și mai lăsăm la fiert pentru încă 30 de minute. După care vom scoate ciolanul și îl vom porționa. Atunci scoatem și cartoful și o potrivim, bineînțeles, de gust. Bun, încă 30 de minute la fiert. Carnea, rasolul, tocat, mărunt, aranjat. Îl vom pune peste supa noastră de fasole. Delicatesă, vă spun, am gustat-o de câteva ori. Focul l-am lăsat să stingă, nu mai băgăm carburant. Acum aducem și portofelul. Bucătar de weekend vă dorește poftă bună. O să vedeți și pe plating, o să vedeți într-o strachină alături de o ceapă spartă. Pasul. Ciorbă de fasole cu tarhon, cu ciolan afumat, a la bucătar de weekend, extraordinară. A durat cam 2 ore, pasul 1. Avem la alegere. Să o servim cu castraveciuri acri, cu ardei usturat murat, ceapă, bineînțeles cu mămăligă rece, nici nu o concep altfel. Pentru ceilalți puțin atipici, ca și mine, avem oțet, să ne punem în ciorbiță. 90% o consumă ca atare, supă. Mie îmi place să pun oțet în ea, prin urmare. Ia uitați-vă ce aici. Extraordinar, arde foarte tare. Luăm și o bucățică de ceapă. Am pus pentru toate gusturile, așa vă o să iau din toate.